Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bun găsit la o nouă ediție. Astăzi vom vorbi despre afecțiunile cardiovasculare, cum le putem preveni, dar cum le putem ameliora și trata. Este îngrijorător faptul că, conform statisticilor, mortalitatea în ceea ce privește bolile cardiovasculare este pe primul loc, deci este înaintea bolilor foarte grave. La 30 de minute în România, o persoană face un infarct miocardic. Toate aceste lucruri sunt absolut îngrijorătoare, fapt pentru care ne-am propus să dezvoltăm acest subiect astăzi, împreună cu invitata mea, doamna dr. Camelia Roșu, medic de familie. Bună ziua, doamna doctor, bine ați revenit în emisiunea noastră. Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit și bună ziua tuturor telespectatorilor. Doamna doctor, pentru început, am putea preveni afecțiunile cardiovasculare? Profilaxia rămâne cuvântul magic, nu contează în ce patologie, bineînțeles că afecțiunile cardiovasculare pot fi prevenite, chiar și în cazurile în care apar simptomatologie și se instalează treptat o patologie cardiovasculară, chiar și atunci există posibilitatea ca intervenind cu remedii naturale să menținem boala pe loc, să evolueze cât mai lent, va poate uneori chiar să o și întoarcem din drum. În cazurile fericite și în cazurile în care persoanele respective sunt foarte atente cu stilul lor de viață, precum și cu consumarea unor remedii naturale care să le ajute. Deci, da, pe scurt, răspunsul este se poate și nu numai că se poate, dar a devenit în ultima vreme un trebuie, o necesitate, pentru că, așa cum spuneați, morbiditatea de cauză cardiovasculară este incredibil de mare și este în creștere. Nu trebuie să ne mire acest fapt, pentru că atât condițiile de mediu, cât și stilul nostru de viață, stresul deosebi, tot modul de alimentație, aerul, apa, toate sunt de natură să ne aducă în acest punct în care morbiditatea cardiovasculară să fie foarte mare și în creștere. La ora actuală se consideră că într-adevăr cam între 50-60% din bolile cardiovasculare duc către final, către exitus. Deci e într-adevăr o problematică medicală majoră în lumea în care trăim și, de ce nu, chiar și în țara noastră, trebuie să subliniem, ne confruntăm cu această situație. Cred că cei care ne privesc acum știu că s-au confruntat cu această situație. Cabinetele de cardiologie sunt pline, medicii sunt asaltați. De exemplu, o programare la cardiologie poate să dureze și 2-3 luni de zile, pentru că asta arată de fapt cât de solicitată este această ramură medicală, pentru că bolile cardiovasculare s-au înmulțit incredibil de mult și nepermis de mult. Bun, am înțeles de la dumneavoastră că preventiv, iată, putem apela la niște remedii naturale. Ar fi foarte bine atunci când suntem sănătoși să avem grijă de stilul nostru de viață. Ce facem în situația în care s-a instalat o afecțiune cardiovasculară, o cardiopatie ischemică, o tensiune oscilantă, indiferent ce? Ce facem în acel moment? Avem, să spunem, un tratament prescris de către medicul specialist. Putem lua în paralel și un tratament natural? Evident, pe lângă medicații, este extrem de binevenită, binevenit orice produs natural care reglează și redă arterelor suplețe, a tensiunii valoarea normală, redă inimii funcționalitatea normală, de șansele de recuperare folosind remedii naturale la tineri sunt evident mai mari. Sigur că după aceea ei se pot întreține și pot folosi la lung aceste remedii pe cure, pentru că asta le scad șansele de a reveni simptomatologia respectivă. Dacă ne referim la vârsta mai înaintată, sigur că aici lucrurile sunt mai nuanțate, depinde și când le debutează boala și cum s-au comportat după ce a debutat. Dacă patologia este mai complexă, sigur că aceste remedii naturale vor ajuta, vor fi adjuvante și îi vor susține pentru ca patologia respectivă să avanseze încet. Deci, în orice situație, sigur că aceste remedii, ba mai mult decât atât, pot proteja arterele, pot proteja vasele limfatice, venele, pot proteja mușchiul cardiac, pentru ca lucrurile să nu se complice, pentru că în patologia cardiovasculară lucrurile se petrec în cascadă. De la o patologie inițială, care poate să fie relativ minoră, netratată suficient, neprevenit complicațiile, încet, încet, odată cu trecerea anilor, lucrurile se complică. Am înțeles
înțeles, doamna doctor, de la dumneavoastră că, iată, un tratament natural este binevenit, luat simultan cu un tratament alopat atunci când pacientul îl are. Întrebarea mea este următoarea. Sunt situații sau afecțiuni când luat un tratament natural în paralel cu tratamentul alopat, după o perioadă de timp să fie diminuat tratamentul alopat? Întrebarea este foarte bine pusă și am avut chiar situații, am avut cazuri. Am avut o profesoară care mi-a venit la cabinet cu o tensiune foarte, foarte mare după câteva măsurători. Evident, diagnosticul inevitabil a fost de hipertensiune arterială. I-am adresat întrebări, am făcut o anamneză legată de stilul său de viață și de modul, de ce anume ia pastile. Între timp, diagnosticată fiind, a început să intre pe medicație antihipertensivă și am sugerat și aceste remedii naturale pe care, evident, o perioadă bună de timp le-a luat simultan, împreună cu rezolvarea unor situații din felul ei de a trăi, din felul său de a se alimenta, de a face sport, de a face mișcare. Vreau să vă spun că într-un an de zile s-a produs magia, era o persoană la vârstă adultă, între 40 și 50 de ani, și s-a produs această, în ghilimele, magie, că de fapt cardiologul i-a scăzut clar mai întâi cantitățile și după aceea preparatele antihipertensive, până când ajunsese doar la o jumătate de comprimat pe zi. În schimb, a menținut ritmul acestor remedii naturale și a reușit într-adevăr să-și normalizeze tensiunea, să simțea, în ghilimele, ca nou născută, să simțea foarte bine și era foarte recunoscătoare pentru că a reușit să-și rezolve această situație. Însă, acest lucru devine posibil, nu e o poveste, la persoanele foarte consecvente și care își doresc într-adevăr să fie sănătoase, pentru că nu este simplu, este o ieșire din zona de confort, modificarea stilului de viață, dar fără aceste remedii naturale și fără acest mod de a trăi, nu ne putem aștepta la miracole. Miracole sunt, de fapt, rezultatul tocmai acestor remedii care funcționează foarte bine și funcționează nu numai pe funcția cardiacă, funcționează și pe artere și pe vene, beneficiază de efectele lor pozitive și arteriopatiile, arteriopatii obliterante, afecțiunea ale vaselor limfatice, afecțiunea ale venelor, pentru că aceste plante se caracterizează și prin un efect vasodilatator periferic, în cazul hipertensiunii arteriale, de pildă, datorită faptului că ele rezolvă prin efectul lor vasodilatator această problemă. Sunt prevenite accidentele vasculare cerebrale, de exemplu, noi puseuri de angină pectorală culminate, cum spuneam, cu infarct miocardic. Deci, efectele lor par globale pe aparatul cardiovascular, dar sunt justificate tocmai datorită conținutului bogat în substanțe care acționează benefic și pe mușchiul cardiac, și pe fibra arterială, și pe vene, și pe vasele limfatice. Pot fi atenuate edemele, iarăși. Deci funcționează într-un mod sinergic și complex, astfel încât, da, în patologia cardiovasculară sunt de un real folos. Și în general sunt un complex, adică ele conțin aceste remedii naturale, da, în afecțiunile cardiovasculare, așa cum spuneam, atât preventiv cât și atunci când s-a instalat o afecțiune. Ele conțin mai multe plante sau mai multe ceva, un complex după studii îndelungi făcute de către medici, biologi, farmaciști, da, au tras concluzii că, iată, aceste remedii naturale 100% te pot ajuta în astfel de afecțiuni. Acum, vorbim despre remediu natural 100%. Există totuși contraindicații? Fiind preparate exclusiv naturale, nu sunt descrise contraindicații sau efecte adverse la acest amestec de plante care le constituie. Sigur că gravidele este bine să fie atente la consumul acestora. Nu este o contraindicație absolută, ci doar relativă. Dar e bine să fie atentă, în rest nu există niciun fel de efect advers, nu, dimpotrivă, chiar datorită efectelor antioxidante ale plantelor care se află în compoziția remediului, chiar scad efectele negative ale medicației alopate pe care pacientul o ia în mod obișnuit. Deci sunt de mare folos. Mai mult decât atât, spuneam că există un efect sinergic, astfel încât, de pildă, sunt anumite aritmii cardiace, cum e fibrilația atrială, dau un exemplu, pot fi și datorită sau în contextul unei boli de tiroidă. Aceste plante funcționează și armonizează inclusiv funcția tiroidiană,
au efecte benefice și asupra sistemului nervos, astfel încât aceste două creiere, cumva, inclusiv tiroida poate fi considerată o glandă cu maximă importanță și acțiune în buna funcționare a sistemului cardiovascular, iată că se poate beneficia și aparent printr-un efect indirect. Dar ele funcționează sinergic. Și încă o dată subliniez importanța existenței nu numai a plantelor, ci a mineralelor care intră în compoziția acestui remediu natural și de care, bineînțeles, că mușchiul cardiac și arterele și vasele și vasele cerebrale beneficiază din plin. Doamna doctor, din cazuistica dumneavoastră, haideți să vedem, să trecem concret pe afecțiuni, da? Ce afecțiuni pot fi ameliorate? Am stabilit faptul că, iată, preventiv este binevenit un remediu natural. Acum haideți să vedem ce afecțiuni pot fi ameliorate cu ajutorul remediului natural. Dacă este să facem un scurt rezumat, pornind de la simptomatologie cardiacă, care apare predominant la tineri, supuși oboselii, stresului îndelungat, palpitațiile care ne vin adesea în gabinet și care sunt expresii ale unor extrasistolii cardiace, beneficiază foarte bine. De asemenea, aritmii cardiace, în atât intrinsece cât și, spuneam, în contextul unor boli de tiroidă, hipertensiunea arterială, dislipidemiile, tulburări ale metabolismului lipidic, care au efect ateromatoza și implicit ateromatoza beneficiază foarte bine de rezolvări prin utilizarea acestor remedii naturale. De asemenea, cardiopatiile ischemice, cardiopatia ischemică dureroasă, infarcturi de miocard, orice afecțiune, arteriopatie în general, și care sunt nu numai de cauză cardiacă, dar sunt și în contextul unor altor patologii mai complexe, dar sunt cu efect pe artere, pe vene, pe vasele limfatice, au și efecte antioxidante, au și efecte antiinflamatorii, pentru că există și patologie inflamatorie la nivel cardiac. Există miocarditele, există endocarditele, pericarditele, care de asemenea beneficiază de efectul pozitiv al acestor remedii naturale. Deci există o paletă destul de largă de boli care pot, în care pacienții pot beneficia de pe urma acestor remedii naturale, atât profilactic, profilactic primar, în sensul că dacă ei din timp nu se ajunge la simptomatologie, profilactic secundar, în sensul că dacă o patologie este inițiată, se evită apariția complicațiilor sau se prelungește timpul în care complicațiile apar. Deci, și de asemenea diminuează foarte mult simptomatologia și prelungește o viață activă și o viață pozitivă a pacientului. Iată cât este de importantă prevenirea, ca să spun așa, dat fiind faptul că aceste boli, în general, bolile cardiovasculare, nu-ți dau simptom. Adică în cazul infarctului miocardic, practic, de cele mai multe ori, nu există un simptom în prealabil. Mai cu seamă că vedem că și în rândul tinerilor, da, apar cât des, totuși, în ultima perioadă, o boală cardiovasculară. Deci este foarte important a preveni, dar și atunci când s-a instalat afecțiunea, trebuie acționat imediat și trebuie să ne informăm, să apelăm la cele mai curate, să spun așa, remedii naturale. Așa este, chiar auzindu-vă, mi-am amintit de cazul unei paciente la 70-69 de ani, care s-a internat la cardiologie pentru hipertensiune, a avut un puseu, s-a simțit bine și la externare s-a simțit rău. La externare, doctorița i-a făcut un EKG și fix în acel moment a avut infarct. Deci a fost absolut uluitor atât pentru pacientă, cât pacienta noastră, cât și pentru medici. Bineînțeles că au dus-o direct în terapie intensivă și iată, povestesc acest lucru pentru că se întâmplă. Și întotdeauna bolile acestea pot lua prin adică sunt situații în care pot lua prin surprindere. Și e bine să ne pregătim, să nu lăsăm pe mai târziu ceea ce se poate face acum, pentru că odată e mai greu să vindeci, chiar dacă se pot diminua simptomele, chiar dacă patologiile pot fi ținute oarecum în frâu, dar este mai greu să vindeci și este mult, mult mai ușor să previi. Și, într-adevăr, profilaxia, cum spunea și dumneavoastră, devine acum un concept absolut esențial, fundamental,
pentru ca să putem face față unei societăți care ne provoacă. Așa cum spunea și dumneavoastră, atunci când s-a instalat afecțiunea, este binevenit un remediu natural și datorită faptului că reduce din efectele nocive ale tratamentului alopat și ne și ajută în ameliorarea afecțiunii pe care, din păcate, am dobândit-o. Care ar fi afecțiunile care totuși dau un semn, un semnal, un simptom, ca să spun așa, în cazul, bineînțeles, bolilor cardiovasculare? Depinde, sunt foarte multe care sunt simptomatice. Sunt foarte multe, poate, semne cărora oamenii nu le dau importanță. Și atunci este bine să știe, da, să facă ceva repede atunci când deja au primul simptom. Într-adevăr, puseurile de tensiune arterială nu sunt foarte ușor, sau hipertensiunea arterială în sine, ca patologie, este depistată destul de greu numai la măsurători are tensiune arterială, pentru că bolnavii sunt obișnuiți cu dureri de cap. Durerea de cap occipitală în zona spatelui nu totdeauna determină bolnavul să meargă la medic și, într-adevăr, poate fi un simptom. Amețelile sau, eu știu, așa numitele scotoame, fotoame, apariția unor puncte în câmpul vizual sau apariția unor țiuituri în urechi sunt semne care, deși par banale, ar trebui să dea de gândit bolnavului și să meargă la medic pentru o măsurătoare sau pentru mai multe măsurători. Însă, aceste simptome nu generează un disconfort atât de mare sau alteori pot fi valori tensionale foarte mari și bolnavul să aibă oarecare rezistență și să nu le perceapă ca atare. Sigur că durerea aceasta, așa numită durere precordială, în zona pieptului, trebuie să ridice o problemă. În momentul în care amorțește brațul stâng sau durerea merge pe brațul stâng până la nivelul degetului mic al brațului stâng, când există o jenă, când există o jenă în deglutiție sau cumva o durere care poate fi confundată cu o durere gastrică, dacă bolnavul se știe totuși pe un fond cardiovascular, e bine să fie atent pentru că poate fi prodromul unui infarct. Deci, de asemenea, el trebuie să citească și să fie avizat, cum bine spuneați dumneavoastră, ca nu cumva să treacă pe lângă sau să ajungă într-o situație mai gravă. Arteriopatiile sau vasele dau mai puțină simptomatologie, dar durerile intermitente, de exemplu la mers, pe fundalul unui fumător cronic, pot duce la ideea unor probleme vasculare la membrele inferioare și este necesar de făcut niște controle. Durerile în gambă pot fi de asemenea semnal de alarmă a unui tromboflebite. Nu mai vorbesc de ritm cardiac neregulat, care poate fi extrasistolie, poate fi fibrilație sau alte aritmii cardiace. Febră mare însoțit de dureri în zona aceasta, sigur, pot fi niște afecțiuni infecțioase cu afectare cardiacă. Sigur, dumneavoastră m-ați provocat la bineînțeles că ele sunt extrem de multe largă, afecțiuni categoric. Dar câteva categoric. Idei, cam acestea ar fi. Da. Bună ziua! Mă numesc Traian și sunt din Argeș. Vreau să vă spun povestea mea pentru că sunt convins că îi va interesa pe toți cei care trec prin ce am trecut eu. În urmă cu aproximativ 2 ani am început să am probleme de sănătate, dureri în piept. Oboseam foarte repede, nu puteam să urc nici scările, iar uneori aveam dureri de cap. După investigațiile medicale am fost diagnosticat cu cardiopatie ischemică și hipertensiune. De câteva ore am avut tensiunea și 20. În urmă cu 6 luni am aflat de acest remediu natural. Cu această ocazie vreau să-i mulțumesc doamnei dr. Camelia Roșu. Am început cura cu acest remediu. Bineînțeles că luam în continuare și tratamentul pe care îl aveam de la medicul cardiolog și vreau să spun că încet am început să mă simt mult mai bine. Tensiunea s-a reglat. N-am mai avut dureri în piept sau dureri de cap. Vă mulțumesc sincer pentru că, datorită dumneavoastră, cunosc din nou bucuria de a fi sănătos. Cauzele pot fi ereditare, pot fi, mă rog, din cauza unui stil defectuos de viață, da? Din cauza fumatului, alcoolului și așa mai departe. Acum, lipsa aceste de mișcare, remedii naturale, este exact, foarte grav. Obezitatea și așa mai departe. Acum, acest remediu natural, da? Din plante și minerale, poate ajuta și în desfundarea arterelor, elasticitatea vaselor de sânge, adică tocmai că trebuie luat preventiv, dar și atunci când s-a instalat
arată afecțiunea și la nivelul circulației pot ajuta. Exact, dumneavoastră faceți acum referire la circulația în special coronariană, exact, care este cauza infarctului miocardic sau chiar la circulația cerebrală, care poate fi soldată cu accentul vascular cerebral. Sigur că ajută și ați spus punctul pe ei. Într-adevăr, elasticizează vasele, scad ateromatoza, adică acele plăci de aterom, acele plăci care obstruează vasele, sângele nu mai circulă fluid. De asemenea, reușesc să desfunde vasele mici capilare, astfel încât rezistența vasculară periferică să fie mai mică și tensiunea arterială să scadă în felul acesta. Deci, într-adevăr, prin componentele lor au acest efect de normalizare, de normalizare a tensiunii, de circulație fluidă, astfel încât să se prevină infarctul, spuneam, accidentul vascular cerebral. Deci, da, ajută foarte mult la topirea așa ziselor grăsimi, topirea colesterolului rău, topirea, în ghilimele, la diminuarea acestuia, topirea plăcii ateromatoase, astfel încât lumenul vaselor să fie cât mai fluid și permisiv fluxului sanguin. Deci, într-adevăr, prin acțiunile nutrienților conținuți în acest remediu natural, poate foarte bine să prevină, să ajute, să mențină, să ajute structura corpului, structura cordului a inimii și a vaselor să reziste agresiunilor interne de cel de mai multe ori. Deci este un remediu și, cum spuneam și la început, a devenit un trebuie, această susținere și prin remedii naturale poate să fie paralel cu medicația alopată, la început chiar trebuie, poate și trebuie să fie, însă la un moment dat, așa cum spuneam în cazul pacientei care a reușit să reducă foarte mult medicația alopată și să rămână aproape numai pe cure de remedii naturale. Mă bucur că în ultimul timp am constatat că, iată, cât mai mulți medici recomandă remedii naturale. Deci, pe lângă tratamentele alopate, așa tratamentul este, da, clasic, automat îți recomandă și ceva natural. Este foarte important să ne informăm corect, să știm unde apelăm, remediul să fie într-adevăr natural, 100%, să vedem exact ce conține și cărei afecțiuni se adresează. Dar este binevenit, cum spuneați și dumneavoastră, în paralel inițial și atunci dacă este cazul se mai diminuează din tratamentul alopat, pentru că știm cu toții că au și contraindicații și ar fi bine să avem o viață sănătoasă, să ne alimentăm sănătos, să apelăm la remedii naturale, cât mai mult la natură, da, pentru sănătatea noastră. Tratamentul alopat este necesar acolo unde este și nu trebuie renunțat la el, dar putem să diminuăm treptat în funcție de afecțiune, evident, și atunci avem o viață mai sănătoasă și mai normală. Este sinteza perfectă, ați pus punctul pe i. Nu știu ce aș mai putea adăuga decât da, într-adevăr, remediile respective să fie 100% calitative. E important pentru că piața abundă. E o fericire pentru toată lumea că, într-adevăr, medicii au început să constate importanța utilizării concomitente a ambelor tipuri de remedii, pentru că fiecare își are ținta și ajutorul respectiv. Și atunci, sigur că pacienților nu le rămâne decât să se bucure și să beneficieze de aceste efecte și să fie consecvenți, pentru că alături de remediul în sine cu utilitățile sale, consecvența pacientului este extrem de importantă, alături de stilul de viață, cum ați sintetizat foarte bine, care este un lucru foarte important. Vă mulțumesc foarte mult, doamna doctor, pentru prezența în emisiune. Mulțumesc și eu. Astăzi vom vorbi despre afecțiuni reumatismale. Vom vorbi despre artroză, coxartroză, gonartroză, osteoporoză și multe, multe altele, pentru că ele sunt peste 200 de afecțiuni reumatismale, bineînțeles fiecare cu denumirea ei. Vom vedea cum putem preveni aceste afecțiuni, dacă ele sunt ereditare, dar și cum le putem ameliora. Invitata mea de astăzi este doamna Aneta Perianu. Bună ziua, bine ați venit în emisiune! Bună ziua, bine v-am găsit! Specialist pe tratamente naturale, dar și manager al unei companii cu produse, tratamente naturale. Așadar, vorbim astăzi despre aceste afecțiuni. Toate pleacă de la ceva inflamator. Ce se întâmplă? Sunt ereditare? Ce se întâmplă cu aceste afecțiuni? Din ce în ce mai dese și în rândul tinerilor?
Exact. Toate aceste afecțiuni au la bază un proces inflamator. Fie că vorbim de coxartroză, de gonartroză, de spondilită, orice fel de afecțiune de genul acesta este cauzată de o inflamație. Bun. Acum, știu că scoica verde, care trăiește exclusiv în apele nepoluate din Noua Zeelandă, în ultimul timp, să spunem, este în mare vogă. De ce? Ce se întâmplă cu această scoică? Și aș vrea să subliniez faptul că populația din zona respectivă are o viață mai frumoasă, nu suferă de afecțiuni articulare, da, de forme reumatice, sunt mai longevivi, ca și japonezii de altfel, da? Deci plecând de la aceste scoici verzi, să spunem. Exact, ați punctat foarte bine felul în care această scoică verde a ajuns în atenția cercetătorilor, studiindu-se populația din zona respectivă și observându-se că nu suferă de afecțiunile atât de specifice în zona noastră europeană, și-au pus întrebarea ce se petrece acolo, de unde este această diferență atât de mare, și studiindu-se s-a constatat că în alimentația lor există această scoică verde din apele Noii Zeelande, ape nepoluate, și ea asigură acest proces antiinflamator. Este extraordinar de bogată în acizi grași esențiali care au rolul de a inhiba procesele inflamatorii nesănătoase, care cel mai adesea sunt extraordinar de dureroase și de care foarte mulți dintre noi ne plângem că le avem. Cu ce este de fapt această scoică verde mai specială față de scoica albastră sau față de alte scoici? S-a constatat în urma cercetărilor și s-au făcut enorm de multe studii pe ea că este mult mai bogată și efectul terapeutic este mult, mult mai mare. Se spune că este, în urma cercetărilor, s-a constatat că este de 200 de ori mai puternică decât uleiul de pește, de exemplu, care a fost atât de mult folosit și în continuare, și acela este foarte valoros, doar că scoica verde este mult, mult mai concentrată și atunci efectul terapeutic este mult mai puternic. Cum acționează, de fapt? Ea acționează prin stimularea producerii lichidului sinovial, care este exact cel care dispare de la nivelul articulației, ceea ce noi numim în termeni mai simpli o articulație uscată, în care ajunge să se frece os pe os și de acolo sunt toate problemele respective de reducere a mobilității, dureri foarte, foarte mari, dureri foarte mari în perioada rece mai ales, iar noi trăim în zona noastră cu temperaturi și reci pe perioada iernii. Spuneți-mi dacă aceste boli reumatismale, așa cum spuneam că ele sunt peste 200 la număr, și aici enumăr doar câteva, artroză, coxartroză, gonartroză, osteoporoză, spondiloză, artrită, gută și așa mai departe, pot fi cumva prevenite? Exact, ele pot fi prevenite. Pot fi prevenite, iar dacă deja s-au instalat, se pot ameliora simptomele neplăcute chiar până la rezultate foarte spectaculoase. Bun, deci ca să le prevenim ar trebui să facem ceva încă de când nu avem această afecțiune. Aceste afecțiuni, conform studiilor, s-a constatat că o formă reumatică este cumva ereditară. Adică dacă a avut mama, tata, ne putem aștepta, să zicem, la o gută sau la o artrită sau la ceva? Există și un fond ereditar în această zonă de afecțiuni, dar chiar și pe acest fond ereditar, totuși, mediul este cel care declanșează boala. Ori prin mediu, condiții de mediu, ne referim la stilul de viață, nu doar la faptul că trăim într-o zonă mai caldă sau într-o zonă mai rece. Nu înțeles. Spuneți-ne, legat de afecțiunile sau de bolile coloanei vertebrale. Și aici sunt foarte multe persoane care au fie o discopatie, o hernie de disc sau orice altceva care îi deranjează. Ce ar putea să facă? Cum ar putea să prevină? Pot să prevină sau chiar pot să amelioreze simptomele neplăcute respective urmând un tratament de genul acesta cu un remediu natural, astfel încât să ajungă să își reflexibilizeze articulațiile, chiar dacă este vorba de zona coloanei, care este foarte, foarte sensibilă și unde necesită o grijă cu atât mai mare,
pentru că de acolo pot decurge multe probleme de irigare la nivelul creierului. Pot apare amețeli, de exemplu, sunt persoane care spun, simt că amețesc și merg la medic și constată că nu, de exemplu, poate nu este ceea ce ei s-ar fi așteptat și care este o cauză posibilă, de exemplu, dintr-o tensiune oscilatorie, ci cauza poate să fie faptul că există la nivelul coloanei anumite afecțiuni care fac ca irigarea la nivelul creierului să nu se facă în mod corespunzător și de acolo să apare inclusiv această stare de amețeală. Odată cu înaintarea în vârstă scade și producerea de colagen, fapt pentru care poate să ducă la o formă reumatică, în special după vârsta de 40 de ani. Haideți să vedem mai exact, de fapt, cui se adresează, să spunem, aceste scoici verzi. Putem vorbi ca adresare, în primul rând, persoanelor care deja acuză simptome neplăcute de genul acesta, anumită rigiditate la nivelul articulațiilor, fie că este vorba de articulația genunchiului, fie că este vorba la nivelul coloanei, dar în același timp este de foarte mare ajutor și persoanelor tinere. Poate să fie de ajutor foarte mare inclusiv persoanelor care sunt implicate în anumite activități sportive, pentru că sunt anumite sporturi la care articulațiile sunt supra-solicitate, ori un remediu natural de genul acesta suplimentează organismul cu elementele naturale necesare, astfel încât articulațiile să nu aibă de suferit pe termen lung și la 20 de ani persoana respectivă să fie extraordinar de fericită, că poate chiar este un campion la sportul respectiv, iar la 40 de ani este o persoană care se deplasează cu dificultate, cum este, de exemplu, într-un sport, vă dau un simplu exemplu, un canotaj. Spuneți-mi dacă sunt contraindicații. Nu sunt contraindicații decât persoanele respective trebuie să aibă grijă dacă există o alergie la scoici, la moluște. Am înțeles. Bineînțeles că aceste afecțiuni reumatismale, chiar dacă nu se vindecă, îi creează omului o stare de bine, mobilitate, poate să-și facă treburile casnice, poate să se plimbe în parc, poate să ducă o viață normală, pentru că are și rol antiinflamator, da? Reduce durerile și îi creează acea mobilitate și confort de care omul are nevoie. Da, pentru că așa cum spuneți și dumneavoastră, deși nu sunt afecțiuni care sunt fatale, dar sunt afecțiuni extraordinar de dureroase, sunt afecțiuni care limitează... Care te sâcâie, exact, îți creează un disconfort total. Da, și care limitează foarte mult posibilitatea de a-ți duce o viață normală. Ori acest aspect este foarte, foarte important și chiar este mai în profunzime de atât, este foarte important pentru că cineva care, spre exemplu, acuză o problemă de genul acesta și ajunge din cauza durerilor foarte mari să nu mai facă mișcare suficientă, de acolo decurg alte probleme de sănătate corelate, probleme la nivelul inimii care sunt datorate faptului că persoana respectivă devine, fără să vrea, sedentară. Spuneți-mi dacă un remediu natural poate fi luat în paralel cu un tratament alopat prescris de către medicul specialist în situația în care persoana respectivă are un tratament pe care l-a recomandat medicul. Bineînțeles, dacă o persoană are un tratament medicamentos, își va urma tratamentul pe care îl are și pe care medicul respectiv, specialist, îl a recomandat în mod necesar și poate în același timp să urmeze fără niciun fel de problemă acest remediu natural, pentru că el nu are contraindicații și nu interferează cu medicamentația. Bun, acum cauze pot fi multiple, pe lângă, așa cum spuneam, că poate fi afecțiune ereditară, dar putem vorbi și de obezitate, pentru că este cel mai mare dușman, practic, al articulațiilor, de asemenea lovituri sau traumatisme, da? Și bineînțeles statul mult în frig sau în picioare sau tot felul de lucruri de genul acesta, lucruri care ar trebui evitate și de care trebuie avut grijă pentru a ameliora afecțiunea de care suferă persoana respectivă. După cât timp s-ar vedea sau s-ar simți, mai bine spus, o ameliorare? O ameliorare se simte din primele zile, doar că
Ceea ce depinde este de gradul de avansare a afecțiunii respective, astfel încât dacă cineva, de exemplu, și am avut un caz de așa natură, în care cineva era în cadru, deci nu putea merge decât sprijinit de cadru, vă dați seama că asta însemna că se deplasa în interiorul apartamentului, după 3 luni de cură cu acest remediu, a ajuns să dea telefon și să spună că nu numai că a lăsat cadru, dar acum poate să coboare scările blocului pentru că locuiește undeva la etaj. Vă dați seama că este un progres extraordinar de mare și nu vă pot spune cât de mare a fost bucuria acelui om de a-și putea vedea de viață mai bine în continuare, dar ceea ce este necesar este ca se urmeze o cură pe o perioadă suficient de lungă de timp raportat la gravitatea afecțiunii. Depinde și de vârstă, depinde da, și de cât timp există afecțiunea și așa mai departe, sunt mai mulți factori. Vreau să spun că iată această scoică verde conține o combinație unică de peste 30 de tipuri de compuși lipidici și acizi grași polinesaturați. Nici o altă viețuitoare, așadar animal sau plantă, nu conține atâtea substanțe esențiale pentru sănătatea omului. Exact. Este extraordinar de valoroasă din punctul acesta de vedere. Asigură toți acești nutrienți naturali la nivelul organismului, inhibând procesele inflamatorii, procese inflamatorii care sunt răspunzătoare de aceste afecțiuni ale aparatului locomotor, dar și de alte afecțiuni. Spuneți-ne, în cazul în care o persoană a suferit o intervenție chirurgicală, să dăm un exemplu, gonartroză, da? Ar fi bine după acea perioadă, după intervenția chirurgicală sau perioada de convalescență, să apeleze la remedii naturale, la această scoică minunată, aș putea spune verde, da? Pentru a-și îmbunătăți starea de sănătate, pentru a fi mult mai bine? Este foarte, foarte bine să procedeze în felul acesta pentru că va ajuta ca în urma acelei operații, articulația la care s-a făcut operația să-și revină mult mai repede și mai mult decât atât. Nu numai că este bine să urmeze, dar în felul acesta va preveni acea recurență de care foarte, foarte mulți oameni se plâng, faptul că afecțiunea după un anumit număr de ani tinde să reapară și iarăși ajung la operație. Din cazuistica dumneavoastră, ameliorări, după cât timp ați văzut? Am văzut ameliorări atât după 2 săptămâni, cât ameliorări și după 3 luni de zile, în funcție de gravitatea afecțiunii respective. Vă dau un exemplu. Cineva avea o problemă la genunchi, de așa natură încât trebuia, mai ales pe perioada rece a anului, să își bandajeze genunchiul și să și-l protejeze foarte, foarte bine, să nu supra-solicite, să nu ridice, și în 2 săptămâni deja genunchiul respectiv s-a desumflat, ceea ce înseamnă că inflamația respectivă a scăzut, pentru că genunchiul se prezenta așa cum știți că se produce în situația aceasta, era umflat și deformat, nici nu se mai vedea foarte, foarte clar unde este încheietura, s-a desumflat, iar după 2 săptămâni deja mobilitatea era mult mai bună, urmând ca undeva cam la o lună, o lună jumătate să fie aproape refăcut, dar bineînțeles la afecțiuni mai grave, de exemplu am avut un caz de problemă la nivelul coloanei vertebrale, operat de hernie de disc. Acolo rezultatele în a reda o mobilitate mai bună în zona lombară s-au văzut după 2 luni de cură. Haideți să urmărim împreună și mărturia unui telespectator. Bună ziua, dragi telespectatori! Vreau să vă spun despre un miracol care mi-a adus sănătate și bucurie în familie. Eu, fiind suferind cu inima, am avut palpitații, dureri la genunchi, la coate, la picioare. Nu puteam să mă mișc mai deloc. Am urmat un tratament de plante medicinale care mi-a adus sănătate perfectă. Asta vă urez și dumneavoastră, dacă puteți să urmați exact același tratament ca și mine și hai să vedeți că o să vă faceți bine perfect.
Având în vedere că scoicile verzi au și rol antiinflamator, mă duc cu gândul că pe lângă afecțiunile reumatismale, da, poate ajuta în foarte multe afecțiuni. Pentru că știm că practic orice afecțiune, fie că e o afecțiune a rinichiului, a ficatului, a pancreasului, a plămânilor, pleacă cumva de la o inflamație. Exact. Toate cele pe care dumneavoastră le-ați amintit au la bază niște procese inflamatorii pe care aportul de scoică verde îl inhibă, astfel încât o persoană care, de exemplu, în prima fază, și aceasta a fost o situație cu care ne-am întâlnit foarte, foarte des, au fost persoane care au luat scoica verde special pentru articulația respectivă, pentru genunchi, pentru șold, pentru ce problemă exista la nivelul respectiv, iar când ne-au sunat după o lună de zile sau după două luni de zile, sau au spus că nu numai că se simt mai bine și mobilitatea e mai bună, dar că s-au reglat, de exemplu, anumite probleme de la nivelul tensiunii arteriale. Spuneți-mi dacă omul trebuie să-și schimbe și modul de viață, stilul de viață, adică trebuie să aibă grijă și la alimentație și la să facă puțină mișcare, să iasă în aer liber, adică ce mai trebuie să facă pe lângă toate aceste lucruri și cam ce fel de alimentație sau cu ce ar trebui să se hrănească? Este fundamental ce ați spus acum, pentru că niciodată un supliment alimentar nu va înlocui un mod de viață sănătos. Poate să ajute, poate să acopere într-o anumită măsură anumite carențe, dar nu poate înlocui acest mod de viață sănătos, care, așa cum ați spus, constă într-o alimentație sănătoasă, într-o alimentație în care să ne ferim de alimentele care conțin foarte mulți conservanți, care sunt procesate. De exemplu, spuneați între cauzele acestor probleme cu articulațiile. Sunt și aceste probleme ereditare, dar de foarte multe ori este o alimentație necorespunzătoare, iar articulația tinde să adune toxinele din organism și articulația se blochează. Ori această ajustare... Păi, cum se spune, iată, guta, că este boala celor care consumă foarte multă carne sau a traiului bun, se spune. Da. Da? Noi credem prea multă proteină sau... Da, noi credem că ne răsfățăm în ghilimele și că trăim foarte, foarte bine, dar ca să trăim foarte, foarte bine trebuie să avem grijă să ne asigurăm o alimentație sănătoasă care să conțină într-o cantitate suficient de mare alimente crude, legume, fructe, salate, alimente neprocesate, cât mai aproape de forma lor naturală, care sunt foarte bogate în nutrienți și mai mult decât atât, ele nu lasă în corp reziduri care să blocheze, spre exemplu, articulațiile, să înfunde vasele de sânge. Ați spus puțină mișcare, eu aș spune nu puțină mișcare, este necesară mai multă mișcare, pentru că fiecare dintre noi, dacă ne comparăm cu părinții noștri, spre exemplu, nu mergem mai departe, constatăm că părinții noștri, poate la 70-80 de ani, dacă trăiesc în, mai ales dacă nu trăiesc în oraș și sunt în zona rurală și se mișcă foarte mult, de multe ori au o mobilitate și un tonus mult mai bun decât îl avem noi care suntem mai tineri. Ori este necesar să avem grijă să facem suficientă mișcare astfel încât să punem în mișcare circulația, articulațiile, pentru că, așa cum știm, mișcarea este viață. Avem un telefon. Bună ziua! Am o mare plăcere de a intra în direct cu dumneavoastră, de a vă spune despre acest produs. Eu l-am achiziționat în vederea unui tratament pentru mama mea, care suferă de boli ale coloanei vertebrale. Am fost foarte, foarte mulțumită de el. Mama mea s-a putut scula din pat. Marea bucurie a noastră este că este natural, un complex lipidic marin care este un antiinflamator foarte puternic din scoică cu cochilie verde din Noua Zeelandă, care îl putem administra foarte, foarte bine cu alte medicamente de sinteză. Guta, de exemplu, nu numai că deranjează persoana la nivelul încheieturilor, are inflamații, are dureri, da? Creează tot felul de probleme și organelor interne, gen rinic și așa mai departe. Se creează și niște ciocuri chiar. Vreau să vă întreb, sunt mulți care spun, bun, am artroză, de exemplu, dar mă deranjează, mă mai dau cu cremă sau nu știu ce, adică nu ia lucrurile în serios.
cât de în serios ar trebui să luăm o afecțiune reumatismală în situația în care de multe ori o astfel de afecțiune poate genera o altă afecțiune. Este foarte bine să luăm nu în serios, ci foarte în serios o asemenea afecțiune, să o luăm în serios de la primele simptome, primele simptome de multe ori fiind faptul că noi spunem, dar nu mai am 20 de ani, deci e normal să nu mai fiu chiar așa de flexibil. Într-un anumit fel nu este chiar atât de normal și este bine ca la primele simptome să urmărim, să vedem dacă această este o stare de moment cauzată, de exemplu, de frig, faptul că am stat în frig, sau este deja o situație care se perpetuează și care necesită atenție și este foarte bine să luăm, de exemplu, un supliment natural, cum este scoica verde, care să prevină și să stopeze acest proces care a început la nivelul articulațiilor, de blocarea articulației. Spuneți-mi, pentru cei care au posibilitate să mănânce scoica verde, da? Deși n-am prea văzut-o pe la noi. Este mai bine să facă acest lucru sau să apeleze la un remediu care conține scoică verde? Diferența între a consuma scoica verde ca și aliment, oricum, așa cum ați spus, nici nu-l avem la dispoziție foarte ușor și este extraordinar de scump, dar în momentul în care noi luăm un remediu, cum este acesta de scoică verde, el este un extract din scoica verde. Ori extractul înseamnă că sunt extrase componentele și este atât de concentrată compoziția, astfel încât noi din capsulele respective să avem efectul terapeutic necesar, ceea ce ar însemna ca pe calea alimentară, mâncând scoici verzi, să mâncăm o cantitate care nu ne este accesibilă, cu siguranță, în intervalul de timp care este necesar ca noi să stopăm afecțiunea. Și putem apela atât preventiv, cât și atunci când deja s-a instalat o afecțiune. Exact, este foarte bine să învățăm să prevenim, dar dacă deja s-a instalat, asta nu înseamnă să gândim că nu mai este nicio șansă, ci sunt situații foarte, foarte multe și dovezi foarte multe că starea de sănătate se îmbunătățește. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune. Și eu vă mulțumesc foarte, foarte mult. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru atenție. Până ne reîntâlnim data viitoare, vă doresc multă sănătate!